Cei care locuiesc la curte și dețin porci vor fi nevoiți să se conformeze noilor reguli. Obligațiile pe care le au românii au intrat în vigoare și aduc amenzi uriașe, mai ales în preajma sărbătorilor. Se pare că românii trebuie să respecte reguli tot mai stricte când vine vorba de porcii din ogradă, în timp ce procentul importului de carne crește cu fiecare lună. Creșterea porcilor în gospodăriile particulare se face după anumite reguli stabilite prin lege. Măsura are drept scop evitarea îmbolnăvirii animalelor și mai ales menținerea sănătății publice umane. În urmă cu câteva zile a intrat în vigoare un act normativ care stabilește condițiile în care pot fi crescute animalele în propriile curți. Conform actului normativ, animalele trebuie identificate individual și înregistrate în baza națională de date. În al doilea rând, se impune ca animalele din gospodărie să fie supuse controlului sanitar veterinar. Totodată, porcii din gospodărie trebuie înregistrați în registrul agricol al primăriei pe raza căreia se află exploatația. Prin aceste reglementări legislative au apărut o serie de obligații pentru micii crescători de suine, la normele de igienă, la regulile privind adăpostul și la cele referitoare la medicul veterinar. Regulamentul prevede, printre altele, că porcii nu trebuie hrăniți cu resturi alimentare, iar la intrarea în adăposturile de animale trebuie să existe dezinfectoare pentru încălțăminte. Cei care nu respectă aceste măsuri impuse de autorități riscă amenzi de până la 6.000 de lei.